Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Diana Bordeianu, sunt psihoterapeut și continui seria webinarilor psihoeducative pregătite pentru voi. Astăzi o am ca invitat alături de mine pe Cleopatra, fondatoarea Forever After School, cu experiență de 15 ani în învățământ. Prima întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez se referă la faptul că știm că școala este încă în online și cum reușiți voi să susțineți copiii și cum îi ajutați în această perioadă? În această perioadă punem spațiul la dispoziție pentru desfășurarea orelor online, chiar de la sediul nostru. Îi ajutăm pe cei mici să se logheze pe platformele pe care lucrează. Ne asigurăm că sunt atenți, îi încurajăm să participe și să fie activi în cadrul orelor pe care le desfășoară la școală. Ok, dacă ar fi să întreb mai departe, ce activități desfășurați voi cu ei și cam cum decurge o zi? După desfășurarea orelor online, avem un timp destinat relaxării, ceea ce presupune că atunci când timpul ne permite, vremea de afară, petrecem timp în aer liber, unde desfășurăm diferite jocuri, unde cei mici interacționează firesc, desigur cu respectarea regulilor impuse. După care mănâncă de prânz, apoi efectuează temele pentru acasă, care sunt supravegheate și verificate. Apoi desfășurăm diferite ateliere de creație, de matematică distractivă, de lectură, dezvoltare personală, muzică și dans, limba franceză. După care urmează, evident, un alt moment în care se joacă, pentru că jocul este activitatea specifică copilăriei. Par niște activități foarte diverse și la tine aici este un spațiu destul de mare și de frumos, inclusiv curtea foarte largă și în acest moment copiii chiar se joacă în timp ce noi filmăm. Un spațiu foarte primitor și văd că ai și o activitate destul de variată, care cu siguranță îi atrage pe copii. În această perioadă aș vrea să te întreb ce le recomand părinților, cum ar putea să-i susțin. Le-aș recomanda părinților să fie răbdători, să fie calzi, să fie iubitori, să se joace cu cei mici, cel puțin jumătate de oră pe zi, să petreacă timp de calitate, să încurajeze întâlnirile cu prietenii, desigur, cu respectarea regulilor, dar interacțiunea este importantă pentru dezvoltarea celor mici. Ok, este foarte adevărat. Toată lumea se izolează social în perioada asta și inclusiv eu de multe ori prezint lucrul acesta, că este important ca, deși suntem în izolare, să zic, și recomandările sunt de izolare, să încercăm să socializăm atât cât se poate, dar să păstrăm contactul cu ceilalți și să nu ne izolăm mai mult decât este cazul. Aș vrea să te întreb, pentru că știu că tu ai o serie de activități foarte variate și știu că sunt foarte, nu știu, diferite, creative, ai un mod unic în care tu abordezi și faci lucrurile și sunt foarte multe, o să și postez apoi poze cu spațiul pe care tu l-ai și creezi foarte multe lucruri. Aș vrea să-mi spui care sunt activitățile astea de care mie mi-ai vorbit mai devreme și am fost foarte captivată. Mie mi-a plăcut foarte tare. Și chiar am avut ca și temă a lucrării de licență starea de bine ca factor al succesului școlar. Studiind am aflat și chiar cu bucurie sunt câțiva factori principali care asigură starea de bine a copilului. Mediul de învățare care trebuie să fie decorat într-un mod plăcut vizual, să nu fie foarte încărcat, să fie unic, original, așa încât să inspire pe copii, să le dezvolte creativitatea și să îi încurajeze să încerce, să învețe să aspire, interacțiune, incluziune și, în final, autonomie. Ca și activități pe care le abordăm, sigur, sunt diverse. Am desfășurat cu ocazia Crăciunului anul acesta, întrucât
Părinții nu au putut fi prezenți în sediu pentru că regulile așa sunt. Copiii mai mari au pregătit teatru de păpuși pentru copiii mai mici, pentru grupele cele mici. Sau, într-un alt context, am făcut niște ateliere de actorie care s-au finalizat cu realizarea două filme scurtmetraje. Sau cu o altă ocazie de 8 martie în care cei mici au arătat cât de mult își iubesc mamele. Am avut un fel de test prin care trebuiau să aleagă între prăjitura preferată și floarea preferată a mamei. Da, majoritatea sau 99% dintre copii au ales floarea și au motivat. Sunt activități cu încărcătură emoțională și care îi ajută foarte mult să-și dezvolte empatia, din ce observ, să-și dezvolte, să lucreze inclusiv la stima lor de sine și la încrederea pe care ei o au în ei, să o fortifice. Sunt încurajați să se exprime, sunt încurajați să își dezvolte creativitatea. Creativitatea este strâns legată de inteligență. Sunt încurajați pe partea pozitivă să se dezvolte armonios. Și o ultimă întrebare, cum se simt copiii? Care e atmosfera de aici? Copiii se simt foarte bine. Sunt atașați, au creat prietenii, sunt atașați de noi. Primele săptămâni, la început, când se înscriu, plâng atunci când plec acasă. Nu vor să plece acasă. Ulterior, noi glumim. Ulterior își dau seama că s-a terminat o zi, dar de mâine se reîntorc și atunci se relaxează. Le este dor de after tot timpul. Vor să vină și sunt foarte închegați ca și colectiv. Sună chiar ca o a doua familie. Da, noi spunem asta, că suntem familia cu foarte mulți copii. Am înțeles. E o atmosferă foarte primitoare și copiii se joacă liber și dezinvolt. Exact. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Ne revedem de data viitoare. Cine vrea poate să dea un follow pe pagina de Facebook Diana Bordeanu, pe pagina Forever After School și ne revedem data viitoare.